Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Contrapunct. Alături de noi, în studio, alături de mine și colegul meu Mirel Curea, se va afla un istoric și cercetător CNSAS, extrem de cunoscut pentru cărțile pe care le-a scris, una dintre ele dedicată fostei legende, de fapt actualei legende a spionajului românesc, Mihai Caraman. Va face într-un fel sau altul și subiectul emisiunii de astăzi, pentru că vrem să discutăm despre spionajul românesc. Să vedem cât de șmecheri erau românii în materie de spionaj, dacă eram chiar de tarpe, cât se spunea, dacă am avut o școală care a continuat după 1989 și care a fost și ponderea trădărilor, pentru că un lucru despre care se știe mai puțin, și pentru că asta e, ne place să ne prezentăm într-o lumină favorabilă, este că spionajul românesc a fost marcat de o serie întreagă de trădări. Cea mai cunoscută, ca să nu zic cea mai celebră, a fost a generalului Pacepa, recent decedat, sau cel puțin recent am aflat noi. Un personaj cu care v-am mai spus la un moment dat, am și făcut un interviu pe e-mail, ceea ce presupune că era în viață, luându-mi toate măsurile de precauție posibile, un interviu pe care l-am publicat în Evenimentul Istoric. Dar haideți să începem. Bine ați venit, în primul rând. Bine v-am găsit. Mulțumesc Hristos pentru, pentru invitație. Adevărat a înviat. Cât de puternic a fost spionajul românesc? Ca să mă exprim așa, a fost mai puternic decât era proporțional cu rangul României, cu importanța României în arena internațională. România, deși un stat, să spunem, mic, a reușit totuși să își creeze un serviciu de informații redutabil, care a obținut o serie de rezultate deosebite, ceea ce arată că o națiune mică poate să facă lucruri mari. Ce a făcut pe noi mai... Cu ce ne-a deosebit față de bulgari, de exemplu? Că n-am auzit de rețeaua bulgărească, n-am auzit decât de umbrela bulgărească în materie de spionaj. Era o diviziune a muncii. Bulgarii se ocupau de asasinate. Da, putem să ne referim la modul în care ne percep foștii adversari. Păi da, plecând de la asta. Cred că e cea mai bună percepție. Și am la mine un volum recent apărut în Franța, se numește DST-ul pe frontul războiului rece, în care României este consacrat un capitol aparte. Capitolul se numește România, un cavaler singuratic împotriva NATO, iar la Bulgaria este Bulgaria și umbrela de celebra umbrela bulgărească, da? Da. Și uitați, hai să și explicăm ce e umbrela bulgărească, că poate lumea nu știe. Umbrela bulgărească a fost folosită pentru realizarea unui asasinat, era un dispozitiv care, prin apăsarea unui buton, din vârful umbrelei ieșea un sering, un vârf de ac de seringă cu o travă, înțepatul deceda. Era o bilă metalică mică, umplută cu o travă obținută din ricin și cu un dop de zahăr. Ca să se asimileze rapid în sânge. Intra în organism, da. Se dizolva dopul respectiv de zahăr și se disemina o travă. Deci o modalitate de a lichida fără urme un personaj nedorit. În cazul românilor însă, autorii volumului, am uitat să menționez, sunt toți trei foști ofițeri din contraspionajul francez, ofițeri din DST-ul francez, ofițeri de rang înalt. Unul dintre ei a fost chiar pentru o vreme adjunctul comandantului acestui serviciu. Și aceștia spun că documentele obținute de români din cadrul NATO se pot măsura doar în kilograme, adică cantități foarte mari. Paradoxal, acești români au fost cei care, până la proba contrarie, au produs cele mai multe pagube organizației Tratatului Atlanticului de Nord, NATO. Este amintit sub titlul de ofițer spion emerit Mihai Caraman, despre care ați amintit, rezidentul spionajului român la Paris între 1958 și 1969, și rețeaua acesta este catalogată a fi una impresionantă, iar activitatea sa de asemenea este apreciată la superlativ. Deci, dacă acest lucru este spus de adversari, și cartea este recent apărută la sfârșitul anului 2022,
vă dați seama că adversarii nu obișnuiesc să vorbească fără acoperire. Știu foarte bine despre ce spun. Bun, deci acesta e un singur exemplu. De... Rețeaua Caraman, cum i s-a spus. N-a fost numai Caraman, că era o întreagă agentură care lucra pentru succesul acestei operațiuni. A dus la schimbarea protocolelor de securitate. Manu, ce era, avem probleme, nu ne auzim, nu ne vedem, suntem ok? Bine, Manu, mulțumim. Unui mai înalt, așa e la noi. Deci o dinamică perpetuă. Trebuie să înțelegeți că nici nouă nu ne ies lucrurile, cum nici spionajului românesc nu ne-a ieșit toate operațiunile. Mihai Caraman a fost cel care a făcut, de fapt, cea mai importantă recrutare, de la care a plecat, a preluat de la predecesorul său și a reușit să extindă rețeaua, recrutându-l chiar pe cel care se ocupa de, era în zona de documente secrete, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Un turc. Da, lucrurile sunt puțin mai complicate. Ai scris o carte despre pot acest lucru. Poți să sintetizezi așa. Poți chiar să ne explici mai bine decât știm noi. Turcul la care vă referiți, într-adevăr, nu a fost recrutat de către Caraman, ci a fost recrutat la Ankara de un alt ofițer de informații român. Dar breșa creată în interiorul NATO era anterioară folosirii acestui funcționar de origine turcă. Mihai Caraman a reușit performanța de a recruta pe cel care era responsabilul, șeful biroului documente secrete de la NATO, pe care l-a recrutat foarte abil prin intermediul unui diplomat din America Latină. Acesta a fost primul agent de marcă, cel care a produs, a oferit primele documente de maximă importanță, cele catalogate ca fiind cosmic top secret, cea mai înaltă clasă de secretizare a NATO. Acesta a fost recrutat pe bază de convingere. Era un tip pacifist la vremea respectivă, să ne reîntoarcem la începutul anilor 60. Când coșmarul, amenințarea războiului nuclear, exact, era prezent. Și coșmarul Hiroshimei era foarte proaspăt în memoria oamenilor. Coșmarul celor de-al doilea război mondial cu imensa hecatombă produsă. Toată lumea avea o rudă, un prieten, un vecin mort în război. Deci spaima de acest război, iar amenințările la vremea respectivă, acele schimburi de replici dure între Uniunea Sovietică și Statele Unite, erau la ordinea zilei. Criza rachetelor, criza Berlinului. Să ne amintim că folosirea armei nucleare s-a intenționat a fi făcută și în războiul din Coreea. Alții au vorbit și în timpul crizei Suezului. Ar fi cazul să lansăm o bombă nucleară, nu? De ce să nu soluționăm dacă tot avem? Deci foarte mulți oameni erau terorizați de ideea aceasta că între Est și Vest se va declanșa războiul fierbinte, se va trece la următoarea etapă. Și atunci se încerca orice e posibil pentru a detensiona lucrurile. Deci acest funcționar NATO a fost convins că servește pacea punând la dispoziție adversarului informații despre acum, NATO zic și eu, pentru cam tont, cunoaștere. Cam tont, că ale ajungeau direct la ruși, informațiile. Că de-aia l-au și decorat pe Caraman, nu? Nu, de decorat nu l-au decorat, asta e doar un mit care deci a intrat. Deci, până la urmă, n-a primit decorație de la ruși? Asta am găsit în multe surse. Da, pentru că noi, din păcate, trăim în țara zvonurilor și ele se perpetuează și se consolidează în timp. Pacepa e cel care pomenește în cartea lui de cred. Da, și după aceea s-a preluat și s-a, prin repetare, a devenit, a căpătat dreptate. Situația a fost în felul următor. Între România și Uniunea Sovietică exista un protocol de colaborare încheiat la Ministerul, la nivel de ministere, Ministerul Afacerilor Interne din România, Ministerul Afacerilor Interne din Uniunea Sovietică. Statul sovietic, deci Uniunea Sovietică, nu KGB-ul, a propus decorarea ofițerului român pentru merite deosebite aduse în slujba alianței din care România făcea parte, pentru că eram membri ai Tratatului de la Varșovia. Propunerea a venit la București, propunerea sovietică de a-l decora pe ofițerul român. Ministrul Alexandru Drăghici, propunerea a venit la nivelul anului 1965. Ministrul Alexandru Drăghici, care era pe ultimele sute de metri ale ministeriatului, dar încă nu știa, a refuzat această propunere, spunând că decorații avem și noi. Nu e cazul ca statul sovietic să decoreze un ofițer de-al nostru, dacă ei să îi răsplătim munca, eu răsplătim noi. Bun, dar era după aprilie 1964, când România a început să se distanța. Da. Ai stat de vorbă. Ți-a spus de ce în momentul în care a fost retras, deci în momentul în care s-a aflat de rețea, el este retras la București, este făcut adjunct sau șeful unei unități
în prima fază, după care este tras pur și simplu pe linie moartă. Ți-ai explicat de ce? Da. Gheratul presiune rău, nu? Episodul este surprins și de către francezi în volumul de care aminteam. Practic, Mihai Caraman, prin performanțele pe care le obținuse și prin modul în care era perceput... Bine, performanțe, adică minister, documente cu planurile de mobilizare ale NATO, cu amplasarea de rachete, cu deci cam tot. Exact, cam tot. Ca să ne facem o idee, au fost documente care depășeau 100 și ceva de pagini și care conțineau pe fiecare țară, pe fiecare structură de forță terestră, aeriene, maritime, existentul și necesarul. Ce urmează să fie cumpărat, ce urmează să fie achiziționat. Amplasare, mijloace de transport, conducte, baze, tot. Deci, practic, era o radiografie completă. Firește că un astfel de succes profesional nu era privit întotdeauna cu plăcere de către mulți din colegi și chiar din către unii șefi, printre care și Pacepa și chiar Doicaru, care vedeau în el un potențial, o potențială amenințare, un potențial concurent. Pentru că erau două lucruri. Pe de o parte, performanțele profesionale. Pe de altă parte, Parisul fiind un centru de putere, o mare capitală, România atunci avea relații extraordinare cu Franța. Să ne amintim, chiar acum s-au împlinit 55 de ani de la vizita generalului de Gaulle în România, în mai 68. La Paris mergeau Gheorghe Maurer, mergea Alexandru Bârlădeanu, toți liderii comuniști, fie mergeau să viziteze pentru diverse negocieri, diverse contracte Franța, fie în drum spre ONU sau spre alte capitale, se opreau la Paris. Și atunci Mihai Caraman inevitabil intra în contact cu acești oameni și atunci era bănuit că ar putea avea și o susținere pe ei de partid. Deci foarte bun profesional și cu susținere de la partid, de ce n-ar fi omul ăsta șeful spionajului românesc? Și atunci la întoarcere în țară, firește că căderea rețelei a fost atribuită lui, deși n-a avut nicio vină, a fost vorba doar de dezertarea lui Iacobescu, dezertare pe care încerca să s-o prevină, trimițând în țară scrisori în care atrăgea atenția că acest Iacobescu are un comportament suspect, are o serie de legături dubioase și a propus chiar retragerea lui, chemarea în țară, în centrală. Retragerea de la post. Răspunsul a fost că nu se verifică lucrurile astea, că e doar o rivalitate personală și că omul trebuie menținut în continuare la post. Ca urmare, el a dezertat, a plecat la englez, de la englez la american și rețeaua s-a devolat. Dobroșul este un lucru știut, dar mă rog, poate uitat, a trecut mult timp de atunci. În 1967, într-o celebră conferință de presă, de Gaulle anunța ieșirea Franței din NATO. Am avut ocazia să discut pe subiectul ăsta cu un ofițer, Dumnezeu să-l odihnească, s-a prăpădit, care a ajuns la post, la Paris, la câțiva ani după Caraman. Este vorba de generalul Traian Ciceo, și care a fost foarte interesat de subiect. Nu neapărat ca ofițer de informații, ci personal a fost interesat de subiect. Și îmi spunea următorul lucru. Măi Mirel, Caraman a fost ajutat copios de DST în toate activitățile lui de spionaj, ca parte în acest program anti-NATO al lui de Gaulle. Cât de plină de substanță e afirmația asta pe care mi-a făcut-o? După părerea mea, e doar o speculație. E doar o speculație. Doar o speculație și vă spun și de ce. Cei care au inițiat-o, adică cel care a inițiat-o... Și a fost o activitate de slăbire a NATO, de fapt. A fost, dar printre documentele, ei nu au văzut documentele care au ajuns în țară. Eu am avut ocazia să văd o parte din aceste documente. Deci printre ele se găseau documente referitoare la forțele, structurile militare ale Franței. Franceze, da. Deci cum era posibil ca Franța să-și dea propriile informații secrete sovieticilor? Tocmai ca să-și acopere, mai ales că aceste informații, inițial, când au început să vină informațiile, sovieticii, la care ajungeau aceste informații de la București, le-au trimis și la Moscova. Au bănuit o intoxicare, pentru că erau uluitoare, adică grave. De necrezut că poți să ai acces la astfel de informații. Eu cred că vorba de o încercare de intoxicare din partea americanilor. Au făcut verificările de rigoare, pentru că nu numai românii spionau NATO. Sovieticii înși aveau rețele redutabile în mai multe state NATO. Dar nu la nivelul ăsta.
Ceilalți aliați, printre care performau Est Germanii, erau foarte buni, aveau acces în Germania de Vest la niște surse tot așa de înalt nivel și la informații foarte importante. În centrala de la Moscova, aceste informații produse de cehi, de germani, de polonezi, de români, erau centralizate, analizate, puse cap la cap. Ca dovadă, unul dintre defectorii KGB a fost supus la un astfel de test la Washington, punându-i să în față documente autentice NATO și documente contrafăcute NATO. Și a fost rugat să le separe, ceea ce a făcut cu mare ușurință. Cei care îl testau stupefiați, printre care și o brigadă de acătuită din comisar de la DST din Franța, cu colegii de la CIA, au rămas stupefiați de ușurința cu care acesta a zis fals, adevărat, fals, adevărat. Și asta le-a explicat de ce. Pentru că el lucrase în compartimentul NATO din sediul central KGB de la Moscova și exact asta era misiunea lui. Da, el făcea sintezele. Da. Pentru că era un joc de copii să recunoască un document contrafăcut. Și ulterior, după primele livrări de documente din partea Bucureștiului către Moscova, Moscova a trimis certificarea. La fiecare document venea o apreciere. Foarte util, de importanță maximă, a fost folosit și așa mai departe. Deci listele se găsesc în arhivă și aprecierea calificativă o alături. La UNS și menționează, a fost înaintat conducerii CCR-PCUS. A fost foarte bine apreciat de liderii noștri. Deci, nu se mai punea problema că aceste informații pe care le primea erau contrafăcute. Deci, revenind, nu cred că Franța își putea permite să devoleze propriile secrete. Să pierde, numai ca să se acopere. Revenind, au trecut de atunci câți ani? 60 de ani, peste 60 de ani, da? Cred că s-ar fi aflat dacă ar fi fost o asemenea manevră, pentru că, între timp, mulți și-au scris memoriile, s-au deschis o parte din arhive. Deci, dacă ar fi fost o manevră de tip diplomatic, s-ar fi aflat. Și pe de altă parte, e de presupus că De Gaulle a profitat de lucrul ăsta sau a folosit și acest lucru ca pretext. A fost pe placul lui, da. Da, să iasă din NATO. Dar în perioada aia, cum se poate... Scuzați-mă, v-am întrerupt. Spuneți, ce vreau să mai spuneți? Da, asta vreau să mai spun. Se ignoră foarte mult situația în care se afla contraspionajul francez la vremea respectivă. Franța era în plin război cu Algeria, la Paris mișunau spioni de toate categoriile. Dacă luăm și citim memoriile ofițerilor... Era armata secretă, nu... Da. Deci, ca să asiguri filajul unui agent, îți trebuia o cohortă de oameni, îți trebuiau foarte mulți angajați, foarte multe mașini, foarte multe fonduri. DST-ul permanent s-a plâns că nu i se asigură aceste lucruri. Și era o perioadă slăbiciune. Iar domnul Caraman relata, de exemplu, avea întâlnirea cu agentul la ora 17, pleca de la ambasadă la ora 7 dimineața. Și toată ziua se plimba. Plimba prin Paris cu contramăsuri, cu contrafilaj, cu toate astea. Pasiunea pentru artă, pe lângă faptul că era una reală, îi folosea de minune, pentru că imaginați-vă să-l filezi pe un om într-un muzeu, unde omul ăla stă un sfert de oră în fața unui tablou. Sau la Buchiniști, da. Să intri într-un antichariat, deci, unde nu intră nimeni. Da? Dacă mai stă unul lângă tine un sfert de oră să admire același tablou, da, cam îl observi, cam îl iei la ochi. Perioada cât el a acționat în 59-69, nu? Perioada În 58 până în 69. 58 până în 69. Este o perioadă în care mai întâi Gheorghe Udej și apoi Nicolae Ceaușescu jucau cartea desprinderii de sovietism, să-i spun. Da. Cum se potrivește atitudinea asta a lor, pe care, iată, tot istorii serioși o consemnează, cu cooperarea serviciilor de informații externe românești cu cele sovietice? Da. Era o desprindere, totuși? Da, desprinderea era reală. Deci trebuie să înțelegem acest lucru. Mai încearcă unii și în ziua de azi să invoce teoria aceea a Carlului Traian, dar... A fost un teatru, da. Nu stă în picioare, pentru că, exact cum spunea domnul Andronic, s-au deschis arhivele. Și acum avem documente sovietice, documente românești, americane, în care se vede foarte clar ce tensiuni existau. Cele ale noastre sunt și ele cât se poate de grăitoare, deci nu... Colaborarea exista, fusese încheiată începând cu sfârșitul anilor 50, între serviciile de spionaj. Colaborarea militară de asemenea exista, pentru România era contraproductiv. Meron s-a avânturat pe la NAS ideea asta: dacă nu vă convine tratatul de la Varșovia, ieșiți din el. Evident că noi aveam o voce aparte în cadrul tratatului, dar era contraproductiv să-l părăsim. Păi aveam 100 duși pe vremea ce făceai. Și aveam niște vecini, nu? Aveam Ungaria la vest, Bulgaria est, la sud și est, cu fiecare cu pretențiile teritoriale, cu visurile. Da, era riscant, da. Deci nu se făcea așa ceva. Ori, în acest domeniu, colaborarea a continuat, pentru că era
categoric, imaginați-vă, dacă totuși izbucnea un război între cele două blocuri militare, armata română ar fi trebuit cumva să se implice, să lupte. Și atunci, firește că era normal să încerci să afli cât mai mult. Da, dar pe de altă parte, realitatea este că n-am participat la manevrele NATO decât cu ofițeri de stat major. Ofițerele tratatului de la Varșovia. Asta după criza rachetelor, când Gheorghiu deja a fost foarte supărat de acțiunea aventurieră, cum a numit-o el, aventuristă a lui Hrușov. Nu numai. Din ce am citit eu și am și scris la un moment dat, este momentul când se înființează viitorul 110, grupul Apolodor, îi se spune. Unitatea anti-KGB. Da. Au descoperit după criza rachetelor că armata română fusese pusă în stare de luptă fără ca conducerea de partid de stat să știe. Direct de către sovietici. Deci și-au dat seama atunci că rețeaua e atât de mare încât le iese de sub control. Și atunci se înființează grupul Apolodor, care după aia... Nu era, n-a fost pusă printr-o rețea de spionaj. A fost nu. Prin protocoalele tratatului de la Varșovia. Fără ca conducerea de partid și de stat să știe. Așa erau prevederile. Deci comandamentul unic al tratatului, care și avea sediu la Moscova, avea posibilitatea aceasta de a pune în stare de alertă forțele armate din țările membre. După aceea s-a modificat legislația și de aici au apărut discuțiile în cadrul tratatului. Erau directe în interiorul... Da. După aceea România a insistat că forțele armate naționale nu pot fi trecute pe picior de război decât de către șeful statului. Am înțeles, dar pe de altă parte să nu uităm că vorbim de perioada în care fiecare comandant avea un consilier sovietic. Da. Deci vorbim de perioada în care erau peste 300 de consilieri sovietici în România la nivel de armată, securitate, cam tot ce însemna... Și la nivel de mari unități erau. Da, deci și care uneori luau decizii peste capul comandanților. Da, au fost și cazuri de acestea, dar începuse deja îndepărtarea lor, adică în 62-63 deja procesul era destul de avansat. Cererile de retragere a acestor consilieri, în special din structurile MEAI-ului, au fost lansate în 1958 de către Gheorghiu Dej și începuseră deja să-i retragă, iar din MEAI ultimul consilier a plecat în decembrie 63, ultimul consilier sovietic, care oricum era complet izolat, așa cum povestește într-o ședință Drăghici, spune, zice, nu mai vorbea nimeni cu el, nu mai a raportat nimeni nimic, stătea în biroul lui și citea ziarele. Da, îl izolaseră practic, l-au tolerat. Încă o întrebare, de ce nu este recuperat Caraman după trădarea lui Pacepa? Recuperat în ce sens? În sensul să fie adus înapoi în structurile... La vârf. Păi, spionajului românesc, să nu uităm la vârf. Că la vremea respectivă generalul Caraman comanda structura de contrainformații a DIE. Deci lui s-a reproșat plecarea lui Pacepa. De ce nu? Dar nu a fost găsit vinovat pentru așa ceva. Nici nu avea cum, pentru că el nu avea competența, de a-l urmări pe Pacepa, care era superior. Deci el ar trebui să ceară aprobare pentru urmarea lui Pacepa de la Pacepa sau lui Doicaru. Da. Care era comandantul lui Pacepa. Exact, și apropiatul, tovarășul bun al lui Pacepa. Cei doi formau un binom imbatabil. Deci a fost anchetat în urma dezertorii lui Pacepa și anchetă... n-a fost găsit vinovat, dar totuși a fost... O anchetă stupidă care se termină cu ideea că trebuie întărită munca de partid în interiorul Direcției de Informații Externe. Da. Și în momentul ăla Ceaușescu nu mai are încredere în ofițer și începe să aducă activiști. Exact. Practic, DIE a fost decapitat, adică toți șefii de brigăzi, toți șefii de divizii au fost schimbați, trecuți fie plan secund, fie cum a fost cazul generalului Caraman. Cineva zice că cartea lui Pacepa, Orizontul Roșii, merită citită. Eu vă spun că este merită citită, dar într-o anumită perspectivă. Și o să vedem care este și părerea lui Mirel și a lui Florian. Este o carte de propagandă senzațională. Dar nu luați mai mult decât atâta, pentru că nu este mai mult decât atât. E un roman de aventuri. Un roman de aventuri, Florian? Nu, o carte de propagandă. Da, un roman de aventuri care, de fapt, e o carte de propagandă. Bine scrisă. Foarte bine senzațional scrisă, de bine scrisă. Scrisă, mult clar, de un colectiv de autori, nu de Pacepa. S-a făcut o analiză de CIA, pe text. Dacă e să mă întrebați pe mine. De expert? Da. Ghostwriter cu experiență. De CIA, normal. De altminte, cartea nu a apărut întâmplător în 1987. Pacepa nu a avut drept să publice nimic până în 1985. Primele articole împotriva lui Ceaușescu apar în toamna 1985.
Cu binecuvântarea CIA-ului, cine are curiozitatea poate intra pe site-ul CIA-ului unde sunt desecretizate o sumă întreagă de articole și o să vedeți acolo corespondența între cei responsabili unde se cerea aprobarea pentru publicarea articolului. Adică trebuie să fie extrem de naiv să-ți închipui că în presa americană apăreau astfel de articole că îi se nezrea lui Pacepa să scrie și hai să-și scriu, gata cu ea la gazetă. Nu. Totul se făcea cu aprobare, în urma unor ordine, în urma unei analize. Ne mai întreabă cineva, Mihai Caraman, generalul Caraman, încă trăiește. Da, trăiește. Chiar ne-a rugat zilele trecute, prin intermediul lui Florian, acum vreo 2-3 săptămâni, să-i trimitem niște numere dintr-o revistă. Da, revistă evenimentul istoric. Celui care recomandă cartea Orizontul Roșii, și foarte bine, e o carte care trebuie să fie citită, dar să fie citită, repet, ca pe un scenariu de film, ca pe un film propagandistic de Hollywood, ca pe o carte de aventuri. Cartea asta a fost scrisă ca să-i dea lui Nicolae Ceaușescu o lovitură de moarte în planul imaginii externe. Exact. Din momentul 87, după ce, bineînțeles, cartea aia a fost tradusă, a fost citită de toți care trebuiau să o citească, n-a mai fost chemat pe nicăieri, s-au anulat vizite de stat, n-a mai vrut nimeni să mai aibă de-a face cu el. Dar nu din cauza cărții. Asta... Nu din cauza cărții. Asta a fost argumentul. Asta, da. Era, da, asta era... a fost argumentul băgat invocat. La intrare. Da, pregătea cartea lui, după părerea mea, pregătea momentul 1989. Fără îndoială. Facea parte dintr-un plan de măsuri active, cum se spune. Deci e o naivitate să credem că, de exemplu, până la dezertarea lui Pacepa, americanii sau britanici își închipeau că în România e o democrație și că... Au aflat atunci. S-au prins. Da. A venit Pacepa și le-a deschis ochii. Da, adică ei nu aveau servicii de informații, nu aveau analiști. A venit Pacepa și le-a i-a luminat, așa, spunând, stai un pic că ăsta e un dictator. Când l-a plimbat regina în caleașcă prin Londra, știe exact cine e. Deci, ne întreabă cineva în mod obsedant cine l-a omorât pe Ioan Petru Culianu. Cred că ne-a întrebat de 5 ori. Răspunsul meu este simplu. Întrebați-i pe cei de la FBI că ei fac anchetă. Că de unde să știm noi dacă FBI-ul nu știe? Păi pot eu să-i răspund. Uite, Mirel, ce că știe. Pot eu să-i răspund. Am avut curiozitatea să întreb lucrul ăsta pe un fost coleg de-al meu de liceu, un extraordinar de bun avocat în Los Angeles, avocat american, specializat în dreptul penal, și l-am întrebat, doamne, ce-a fost acolo? Și mi-a spus, era într-o... urât pentru memoria lui, dar asta este. Nu, te rog eu frumos, nu povesti lucruri care nu sunt... Era într-o grupare de... Mirel, te rog eu frumos, oprește-te. Da, oprește-te. Dar lucrurile astea au apărut inclusiv în presa americană. Să-și le găsească singur. Să le caute singur. Da, deci căutați-le singur. A fost o răzbunare. Da, a fost o răzbunare și ne oprim aici. Da. Și, repet, cei de la FBI ar trebui să știe pentru că au anchetat sau cred că anchetează în continuare acest caz. Autorul nu a fost prins. Împrejurările însă au fost elucidate. Da, eu m-aș mulțumi numai să spun că știu că există și teoria că a fost lichidat de securitate. Mă rog, securitatea nu mai exista la vremea respectivă. Nu motiv să... Exact asta încercam să spun. Era o persoană care nu prezenta absolut niciun pericol pentru regimul Iliescu, cum s-a spus la vremea respectivă. Au fost două ipoteze, că ar fi fost lichidat de legionari, de securitate. Sau de ceea ce v-a spus avocatul acela. Sigur că da, iar teza, explicația pe care mi-a dat-o avocatul ăsta, este o explicație care a apărut în presa americană. Sigur că da. Și se pare că a fost pista favorită principală pe care a mers. Da, n-au prins ancheta, autorul. Da. Bun. După momentul trădării lui, dezertării lui Mihai Pacepa, văzută ca o trădare la București și ca o lovitură în Occident, Direcția de Informații Externe nu mai are același randament. Dimpotrivă, încep o serie întreagă de căderi și de operațiuni care sunt dezastroase pentru imaginea spionajului românesc, culminând cu cea a lui Haiduc. Da. Cu tentativa de asasinare a lui Paul Goma și cine era al doilea? Erau doi care trebuiau asasinați. Georgescu, mi se pare. Vlad Georgescu. O operațiune care este întoarsă, și am scris la un moment dat un material destul de amplu în evenimentul istoric, este întoarsă de spionajul francez, în sensul în care înscenează asasinarea lui Goma și răpirea lui Vlad Georgescu. Nu era Vlad Georgescu. Vlad Georgescu este ulterior. Era la Europa Liberă. Îmi scap acum numele, am un lapsus. Un publicist, un ziarist român aflat la Paris, care publicase o suită de articole împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Portocală?
Nu, cumva? Nu Radu Portocală. Ia vezi, Dane, poate. Mister Google știe mai bine. Îl făcea rege comunist, mă rog, îl ironiza și așa mai departe. Virgil Tănase. Virgil Tănase. Deci Paul Goma și Virgil Tănase. Da. DST-ul a organizat... Operațiune extrem de deșteaptă. Da, da, până la urmă a fost un fiasco, pentru că... Trebuia ca inclusiv președintele Franței să apară într-o conferință de presă, să s-a detonat pentru că a apărut într-un săptămânal franțuzesc. Dar hai să nu... Sub ideea că Haiduc l-a asasinat pe Goma și pe Virgil Tănase, Ceaușescu îl primește pe Haiduc la Neptun. Sigur, îl decorează. Deci ei se duc. Ultima dovadă că Ceaușescu, de fapt, ordonase asasinatele. Da, așa, cel puțin așa se spune. Dacă aceasta nu e o operațiune reușită, ce mai înseamnă? A halit intoxicarea franceză. Că altfel îl punea la zid într-o secundă, mai mult decât atât. A fost recompensat cu ce? Cu excurse în Occident cu toată familia. Și decorat. Ocazie cu care ofițerul a rămas afară. A rămas acolo, da. Deci asta face parte dintre... E una dintre dezertările de care aminteați puțin mai devreme. Deja după 1980 aceste dezertări se înmulțesc, pentru că pe de o parte la conducerea, așa cum a spus la conducerea spionajului din activiștii de partid. Au venit activiștii de partid, au fost aduși foarte mulți ofițeri din armată care au fost puși șefi peste diverse structuri și aveau o altă mentalitate. Iar pe de altă parte să nu uităm că încrederea oamenilor că servesc o cauză care are un viitor, care e o cauză progresistă, se erodase. Nu mai credea nimeni în idealurile care îi animaseră pe cei din prima generație. Din care val, da, mulți da, dintre da, ei chiar da, au crezut sincer că da, se poate crea o lume mai bună și mai dreaptă cum întreabă cineva și pare că e o întrebare, oricum e o întrebare interesantă. A existat vreo legătură între generalul Caraman și generalul Costel? Din ce știi tu? Nu. 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 O întrebare deșteaptă. Da, întrebarea da, face referire la vechile acuze că de fapt Caraman lucra pentru sovietici. Da. Care, iarăși, o acuzație care nu a stat în picioare. Generalul Caraman a fost urmărit în permanență după retragerea de la Paris. A fost urmărit până în decembrie 89 non-stop. Nu s-a putut documenta absolut nicio legătură cu Moscova, deci a rămas totul la nivelul speculației, care pleacă de la faptul real că documentele obținute de rețeaua Caraman ajungeau la Moscova, dar așa cum am spus... În special documentele științifice, pentru că alea depășeau capacitatea de analiză și de producție. Ce puteam face noi, de exemplu, cu documentație referitoare la rachetele cu rază lungă de acțiune pe care nu le puteam integra în producție? Le luam și noi cu titlul de inventat. De exemplu, în acest volum, e o informație interesantă, prima oară când am dat de ea, spune aici că documentele obținute au fost atât de numeroase încât ele n-au putut fi prelucrate integral de către ruși. Nu, de către ai noștri, pentru că după 1964-65 am încetat să le trimitem originalele sovieticilor, se trimitea o sinteză. Ei au insistat în mod repetat să primească cum primeau înainte documentele integral. Că la un moment dat mută un ofițer superior de rang înalt din KGB, îl mută la București tocmai pentru operativitatea legăturii. Să fie la primire. Da. Un general, și spuneam că au fost, potrivit autorilor francezi, atât de multe aceste documente, încât, practic, un stoc de documente NATO care au rămas neprelucrate, muce găiau, spune aici, în dulapurile securității, fără ca o vreo persoană să fie interesată în exploatarea lor. Stați că acum vine informația. Ulterior, cineva a avut ideea de a le oferi sovieticilor contra unei sume de bani, iar KGB-ul a trimis în acest sens un avion pentru a le recupera. E prima oară când aud informația asta, nu știu de unde au francezii, dar pare foarte interesantă. Adică ne facem o imagine încă și mai completă asupra volumului imens de informații pe care România l-a obținuse din... Acum, activitatea lui de spionaj viza doar chestiuni dintre astea NATO, politică, sau și spionaj industrial? Au fost și aspecte ținând de spionajul industrial. Rețeaua Caraman era alcătuită nu doar din cei trei agenți principali din interiorul NATO, ci au fost și alți agenți care ofereau informații din interiorul unor ministere franceze. Tehnice, să le zic. Tehnice, cu profil tehnic. Și din informații politice, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Deci, atât a fost mai amplă. Iar
relațiile, cum am spus și puțin mai devreme, între România și Franța au atins apogeul exact în această perioadă. Da, da. Și foarte interesant, nici măcar devalorarea acestei operațiuni de spionaj pe teritoriul Franței nu a stricat atât de mult. Nicolae Ceaușescu a fost primit la Paris cu toate onorurile. Obținerea de licențe a continuat, licențe pentru producerea computerelor, a elicopterelor. Speculațiile că el ar fi beneficiat de caraman, de sprijin, să-i zic așa, oficial. Da, sprijin oficial. Bun. Nedeclarat. Eu vă mai ofer un contraargument. Să spunem că la Paris DST-ul l-a protejat. DST-ul putea să-l protejeze și din momentul în care cartierul general al NATO a fost mutat de la Paris la Bruxelles. Nu, că acolo pe teritoriul Belgiei, da, mai putea DST-ul că... să-i ofere, să-i faciliteze de ce siguranța belgiană și de ce da. Serviciile de protecție ale NATO, care erau redutabile și erau asigurate de americani, de foarte buni profesioniști, nu au depistat această acțiune și a fost nevoie ca un dezertor să pună totul pe masă și să arate. Da, atunci au aflat, așa. Deci, e argument, sigur. Părerea mea e că foarte puțin probabil nu-și putea permite Franța să facă o astfel de chestiune și dacă Franța ar fi ajuns la ideea asta că, domnule, trebuie să le asigurăm sovieticilor niște informații despre NATO, de ce să fie ales un canal atât de complicat? Le trimitem la București și de la București la... Credeți că Franța nu putea gestiona un canal direct prin care să comunice prin niște agenți de mare încredere astfel de informații Moscovei și alegea varianta extrem de nesigură a unui releu, mai ales ce releu? România, care la vremea respectivă tocmai își căpătase reputația că este o țară cu o breșă, conducere antisovietică. O breșă în blocul. Da. Deci e foarte puțin probabil. Asta. Da, că nu stau lucrurile în picioare. Iar ne pătrunse sunt căile serviciilor de informații. E adevărat și asta. Dar la fel cum citise tot așa într-un articol că Mihai Caraman venea la București și se întâlnea aici cu rezidentul KGB și dădea direct documente. Iarăși o chestie prostie, de orice logică. De ce să vii la București și dai documente? Puteai să-i dai la Paris, nu? Dacă tot o altă componentă a spionajului românesc, și aici Mirel a scris destul de mult despre ea, a fost celebra unitate de fantome. Agenți cu identitate schimbată, de plin conspirați, da. Care erau trimiși în Occident, telchel, și care aveau ca scop în viață să reușească în societatea occidentală, să ajungă în posturi de conducere și la acel moment, după 10, 12, 15 ani, erau activați, deveneau agenții spionajului românesc. A fost o tactică imbatabilă. Din punctul ăsta de vedere, doar, ca să zic așa, trădarea lui Ioan Talpeș a făcut ca o mare parte din această rețea, 80-90% din această rețea, să fie distrusă. De ce? Era construită după concepția sovietică. Ei aveau acestea ilegali, ei le spuneau ilegali, noi le spuneam fantome. Pentru că nu aveai niciun element care să te ducă la ideea că acela e spion. Nimeni nu stă să facă filaj și să supravegheze un om 10 ani. Dăm voie să te întreb ca să înțeleagă. Tu ai scris, Mirel, mult despre asta. Ai făcut niște interviuri cu generalul Biriș. Exact, exact, generalul Biriș și ultimul comandant al Faltomerului. Adică am făcut exact cu cine trebuia. Eu am făcut cu Talpeș. Dau un exemplu ca să ușurez înțelegerea. Era luat un cetățean din Ardeal cu niște trăsături nordice, blond, care arăta, nu știu, a norvegian, a neamț, a arăta din zona aia. Și era ani de zile învățat, urma să fie implantat, să zicem, în Argentina. Învăța limba, învăța tot obiceiuri, tot ce e acolo, ca și cum ar fi fost născut acolo. După care urma legendarea lui. Adică se lua un nume de pe o cruce dintr-un cimitir, cum că el era băiatul unei nemțoaice care îl concepuse cu un ofițer argentinian, cu un diplomat argentinian și părinții muriseră, în fine. Era documentată identitatea lui și se ducea în Argentina cu o identitate nouă de cetățean argentinian. Și acolo începea să crească, cum bine a spus Dan, că n-are ce să faci cu el dacă ăsta se făcea pădurar. Începea să crească. Erau selecționați pentru activități de genul ăsta
personaje strălucite, medici, ingineri, oameni cu studii superioare, zdraveni, adică oameni foarte, foarte bine pregătiți intelectual, erau sprijiniți până când ajungeau într-o zonă. Fie ajungeau, unii au ajuns milionari, oameni de afaceri de mare succes, alții au ajuns ofițeri prin armatele. Au ajuns la nivel de management în firme de top. În firme de top. Că nu l-au decât oameni foarte inteligenți, foarte, care aveau capacitatea să reușească. Și cu mare tărie de caracter. Scuză-mă că te-am întrebat, ca să înțeleagă oamenii cine sunt aceste fantome. Fantomele astea au fost deconspirate, s-au trimis liste, Talpeș a dat americanilor și nemților listele cu identitatea reală a acestor oameni. Punct. Dacă nici asta nu mai fi trădat. Zice cineva că domnule Andronic, unii au filași pe viață. N-are nimeni. Nu există serviciu de informații care să aibă asemenea resurse, credeți-mă. Deci dacă credeți că sunteți filați, să știți că nu sunteți. O echipă de filaj are... Nu, echipe. Echipe, da, da. Filajul unui cetățean presupune în trei schimburi, mai mult. Costă mult, enorm. Zeci de ofițeri. Referitor la ilegale, într-adevăr, era o formulă ingenioasă și foarte greu depistabilă. De obicei, depistarea lor se făcea prin trădare sau când făceau niște gafe impardonabile. De exemplu, dezertarea lui Pacepa a produs o astfel de cădere a unui fantome. În Franța exista Traian Muntean, un strălucit informatician, care plecase cu o bursă la Institutul de Matematici Aplicate din Grenoble. A lucrat foarte bine, a urcat ierarhia universitară, a plecat să se specializeze în Marea Britanie în 79, exact când a și intrat în colimator după plecarea lui Pacepa cu câteva luni mai de un an înainte. Deci avea rezultate extraordinare, a fost în cele din urmă condamnat la 2 ani de închisoare în 1983, în urma depistării, dar ulterior, după eliberare, și-a continuat cariera științifică și în ziua de azi este un specialist, trăiește încă, este reputat în Occident. Deci de unde se vede că a fost ales bine. Spre deosebire de Haiducu, pentru care l-ați menționat mai devreme. Era acoperire diplomatică. Nu, Haiducu era ilegal. Haiducu era ilegal, era trimis acolo era fantomă, ca să folosim termenul românesc. Da, era fantomă și oferea informații despre instalațiile nucleare. Nu a avut rezultate excepționale, adică nu reușise să ajungă să penetreze în sectoarele foarte avansate, dar a trimis în țară o serie întreagă de informații tehnice valoroase. Tocmai de aceea, nu știu, pentru mine e o nebuloasă cu toată povestea asta cu fantomele, cu Haiducu, pardon, pentru că nu trimiți într-o misiune de asasinare nu trimiți o fantomă. Era nebunia lui Ceaușescu, despre care noi am și scris într-un numele. Nu știu dacă numerele... a fost al lui Ceaușescu, al lui Pleșiță, domn profesor lui Ceaușescu. Al lui Pleșiță, da. Nu, a fost... Pregătise generalul Biriș. Dar la ordinul lui Ceaușescu. Nu la ordinul lui Pleșiță. Da, dar cine a ales... Ceaușescu mă îndoiesc că știa de Haiducu. Cine a ales persoana? Pregătise generalul Biriș o fantomă, un medic excepțional, terminase munca cu el. Era gata de trimis implantare, da. Și înainte să-l implanteze, l-a chemat generalul Pleșiță pe generalul Biriș cu acest medic să-i dea prima misiune, să-l lichideze pe unul. Și aș fi cum adică, domnul, stați un pic că eu altfel am înțeles, cam altă treabă. Păi cum să-l lichidez? Și îmi povestea generalul Biriș, omul ăsta are un umor criminal, și explica Pleșiță cum știa de la el, de la țară, de pe câmp, de acolo. Și ei, vă duceți în parc, beți o bere, sticla, o spargi și iei gâtul cu sticla. Și omul a zis, domnul, nu știu ce grad avea generalul Biriș, atunci a zis, doar și colonel, îmi pare foarte rău, înțelegerea noastră a căzut. Eu nu mă duc să mă mor lume pe acolo. Da, ăsta era creierul unora. De asemenea, au fost trimise... au fost deconspirate câteva fantome pentru că li s-a încredințat sarcina de a-l depista locul unde se află Pacepa. Și bineînțeles că ei s-au identificat ducându-se la biserica, duminica la biserica la care se ducea Pacepa. Și bineînțeles că ei care asigurau protecția lui Pacepa i-au miroții pe ăștia, că apăreau toată ziua bună ziua. Și două sau trei fantome au căzut. Cu ocazia asta, unul a și dezertat când a bătut. După anii 80, după schimbarea mentalității și a conducerii, lucrurile au intrat în vrie. Dar până atunci au fost o serie întreagă de operațiuni reușite
în domeniul militar, în domeniul economic, mai cu seamă, pentru că Ceaușescu încă de la preluarea conducerii... Deci spionajul economic era cea mai importantă ramură... Le-a și spus, a avut ședință plenară cu cei din DIE și acolo li s-a spus, noi nu punem și nu răsturnăm guverne. Pe noi ne interesează să dezvoltăm România din punct de vedere economic. Pentru noi cele mai importante sunt informațiile economice. Firește că și cele militare și poliție erau valoroase, nu pentru că puteau și nu le aruncăm la coș, dar prioritatea numărul unu, dezvoltarea economiei naționale, prin obținerea celor mai avansate patente, tehnologii și așa mai departe prin furtul în Occident. Lor, prin furtul lor, dar nu e ceva rușinos. Dar n-am zis că e rușinos, stați puțin, că e exact, exact și distinția asta între trădare și patriotism când vine vorba de spionaj. Ce e trădare pentru unii este patriotism pentru ceilalți. Deci întotdeauna este o problemă de perspectivă. După cum generalul Rogojan mai spunea un lucru, zice, dom'le, orice spion pe care îl vezi la televizor este un eșec de contraspionaj. Da, corect, așa este, da. Nu știam. Da, bună. Să pui mâna o palmă dată contra spionaj. Nu, zice, dar înseamnă că e o operațiune prostă, care n-a reușit. Păi zice, pe ăla, ori îl întorci, ori îl intoxici. Nu îl dai la televizor. Da. Așa este. Iar spionajul, cum am zis, face economii teribile pentru economia, pentru finanțele unei țări. Pentru că sute de mii de ore de cercetare, toată lumea făcea milioane de dolari economici sunt Institutul de mai fizică. Mai spune cineva că Ceaușescu a renunțat la clauza națiunii cele mai favorizate ca să facă pe nebunul. Nu, a renunțat pentru că știa că oricum ne iau americani. Peste și am zis măcar să fiu primul. Exact. Se pare că am renunțat eu la ea. Da. Corect? Da. Era renunțat în februarie și în iunie în Congres trebuia votată retragerea, neacordarea, de fapt, neprelungirea. Și știa că oricum acolo sunt niște proceduri care sunt destul de transparente. Nu era ceva care să ne ia prin surprindere. Bun. Ultimul moment la care mai putem face legătura între cele două epoci este iar 1989-1990, când generalul Caraman este numit de către Petre Roman ca șef al spionajului românesc. Ți-a explicat vreodată de unde legătura cu Petre Roman? Păi nu era o legătură cu Petre Roman. Știu că de obicei s-a spus că s-au cunoscut la Paris. Nu, nu. Greșit. Era o diferență de 2 ani. Era o diferență mai de 2 ani. Mai bine de 2 ani între plecarea lui Caraman și venirea lui Petre Roman în Franța. Deci nici vorbă de așa ceva. Petre Roman, în calitate de prim-ministru, doar a avizat pozitiv propunerea de numire în funcție a generalului. Propunerea a venit din partea ministrului afacerilor externe de la vremea respectivă și Celac. După o discuție pe care a avut-o cu Ion Iliescu și unde s-a pus problema, exista ideea aceasta ca, la fel ca în alte state, spionajul să fie scos din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, să fie subordonat Ministerului Afacerilor Străine, externe. Și s-a pus problema pe cine putem numi, dar ar trebui un profesionist în toată povestea asta. S-a întocmit ordinul de numire în funcție, s-a discutat la nivelul ăsta ministrul afacerilor străine, adică Sergiu Celac, președintele Ion Iliescu de la vremea respectivă. Am înțeles că din discuțiile pe care le-am avut cu generalul Caraman? Nu. Domnul Caraman pur și simplu a fost sunat de la cabinetul domnului Iliescu și rugat să se prezinte a doua zi la ora 10 la cabinet, fără să-i se spună motivul, și a mers acolo și domnul Iliescu i-a comunicat intenția de a-l numi. În prima etapă nu a acceptat, adică a cerut timp de gândire, în sensul, mai bine zis, a cerut o inspecție a unității, a serviciului. I-a comunicat domnul Iliescu că a plecat de ceva vreme din sistem, de peste 10 ani, trebuie să se întoarcă, să vadă ce oameni sunt acolo, care este situația exactă, și după aceea îi dă răspunsul. A mers împreună cu Gelu Voicam Voiculescu, care la vremea respectivă răspundea de domeniul acesta al serviciilor secrete, la centrala CIE, a luat legătura cu cei care existau, pe unii știa, pe mulți nu mai știa că erau oameni noi, veniți în anii 80, când era la pensie. Și după această vizită, după aceste discuții cu cei de acolo, a acceptat propunerea de a prelua comanda unității. Deci, Petre Roman n-a avut decât rolul de a aviza
Am avut un dialog, un interviu și cu domnul Petre Roman, l-am citat și în volum. Dumnealui a spus că îl știa pe domnul Caraman doar din cartea publicată în Franța, cei 13 români care au zguduit... Care au zguduit vestul. Deci notorietatea generalului Caraman în rândul celor care erau cât de cât avizați pe domeniu, dacă și de aici discuțiile erau că ar trebui pus un profesionist bun în discuția dintre Sergiu Celac, Ion Ilescu și din discuția despre cel mai bun profesionist pe care l-am avut ar fi Caraman. Ilescu a spus, bun, și Caraman unde? Păi, probabil că e la cheia. Să-i se obțină telefonul, să fie sunat, să vină să discutăm cu el. Deci, așa a decurs și lucrurile sunt confirmate, mă scuzați, sunt confirmate, adică povestirea domnului Caraman. Am înțeles, sunt puse în cruce, dau același rezultat. Am vorbit și cu domnul Sergiu Celac și cu domnul Gheorghe Cam Voiculescu. Și despre plecarea din fruntea Serviciului de Informații Externe, știți ceva? Da, aici este o altă legendă, că în jurul unor persoane de anvergură se țes tot felul de... Legenda e o perioadă tulbure, da. 90-91 e o perioadă, 22 e o perioadă foarte tulbure. Legenda spune că... Ar fi solicitat... Da, secretarul general al NATO și ar fi exprimat nemulțumirea că spionul Mihai Caraman, iată, acum conduce serviciul de spionaj al României și că, vezi, doamne, el nu va pune piciorul în România câtă vreme Caraman va fi la cârma SIE. Manfred Werner venise deja în România când Caraman era comandant fusese de două ori în România. România contactase deja NATO, se stabiliseră parteneriatele și așa mai departe. Deci intenția era formulată deja. Nu era nicio poveste de genul ăsta. Motivul real a fost tensiunea care a apărut între Ion Iliescu, președintele României, și generalul Caraman, care a pornit inițial de la faptul că o serie de informații pe care generalul Caraman, în virtutea obligațiilor de șef al SIE, le avea de a le furniza șefului statului, acestea nu au fost citite. Informările respective au fost înapoiate la un moment dat, înainte ca Ion Iliescu să plece într-o vizită externă, în birou aflându-se generalul Caraman, de obicei, evident, nu ducea personal informările prin curier. Ion Iliescu i-a spus ceva de genul, dragă, dacă tot ești aici, ia și plicurile astea înapoi, că n-am avut vreme să le citesc. A deschis seiful și a scos un vraf de informări. Și atunci generalul Caraman... Necitite. Nedesfăcute, sigilate. Generalul Caraman a spus, domnule președinte, dacă nu vă interesează, eu nu vi le mai trimit, o să le trimit doar primului ministru. Nu i-a plăcut deloc lui Ion Iliescu replica. Gluma, ca să zic așa. Gluma, da. După mineriada din septembrie 91, în ședința Consiliului de Securitate, CSAT. CSAT-ul actual, da. A avut loc o discuție tensionată cu calificarea acestor evenimente și generalul Caraman a fost de părere că a fost o încercare de lovitură de stat, de fapt, și se dorește eliminarea primului ministru. Din nou, percepția a fost că s-ar poziționa de partea primului ministru în detrimentul taberei prezidențiale și atunci mesajele au fost în sensul că ar trebui să se retragă. Pentru că urmau alegerile din 92, din mai 92, a considerat că e cel mai bun moment să părăsească. Dar deja Iliescu îl vedea ca fiind un apropiat al grupării Roman. Exact, îl percepea ca un sprijinitor al lui Roman. De asta mai mult decât atât, Ion Iliescu, să nu uităm că la vremea aia era înconjurat de toată rezidența KGB, GRU din Roman. Care bănuiesc o știe și Caraman. Pe care o cam știe și Caraman. Era Vasile Ionel. Vasile Ionel, Pancea. Era chiar secretarul Consiliului CSAT-ului. Da. Era înconjurat. Practic așa, i s-a sugerat că ar fi... indicat să... Să mai asoată la pensie. Exact, să mai asoată la pensie. Deci, nici vorbă de povestea cu Manfred Werner. Un element chiar important din această perioadă, 1990, noi l-am publicat în evenimentul istoric și el apare și într-o carte a lui Petre Roman. Este o declarație a lui Petre Roman confirmată de Gelu Voican Voiculescu cu retragerea agenților sovietici din România în 1990. Prima vizită pe care o face generalul Caraman este la Moscova. Krucikov, parcă era șeful KGB-ului. Eu nu știu de o astfel de vizită. Da, prima vizită, vă spun sigur, e prima vizită pe care o face generalul Caraman, este la Moscova, prima vizită externă. Și acolo are loc o discuție, înainte de această vizită, se duce la Petre Roman și uite, îi spune, plec, domnule prim-ministru, plec acolo, ce să le cer? Și Petre Roman îi spune, spune-le să-și retragă agenții din România.
Ceea ce se va și întâmpla în 1990, repet, declarația lui Petre Roman, am publicat-o în Evenimentul Istoric, declarația lui Gelu Voican Voiculescu, care îl confirmă pe Petre Roman și care spune că a fost inclusiv în gară să vadă cum pleacă garnitura de tren spre Moscova, în gara, au plecat din gara Băneasa, nu din gara de nord. Există. Generalul Caraman ți-a povestit vreodată de lucrurile astea? Da, numai că e o mică... Bun, versiunea lui. Păi nu, nu e versiunea doar a dumneavoastră, ci și a domnului Petre Roman. Crucicov, da. Situația este în felul următor. Deși generalul Caraman era comandant al SIE, nu al SRI, a mers la Petre... Era partenerul extern. Nu, dați-mi voi. A mers la premierul Petre Roman și a atras atenția asupra prezenței unor indivizi suspecți în România, pe care îi bănuia a fi din trupele speciale sovietice, da, pe care i-ar fi văzut în diverse locuri din România. Și acționaseră în Revoluția din decembrie. Da, ciudat este că lucrurile astea se petreceau în 1991, ceea ce, nu știu, eu am scris și în carte, mi se pare ciudat să mențin niște trupe și încă numeroase pe teritoriul altui stat atât de multă vreme, mai ales în momentul în care Uniunea Sovietică era în disoluție. Dar trecem peste asta. Deci, l-a anunțat de această prezență suspectă. Domnul premier Petre Roman i-a spus, păi și ce să facem atunci? I-a spus, păi să le cereți să se retragă. Când vă întâlniți cu ministrul de externe, trebuia să vină ministrul de externe al RSS-ului, cereți-le și lucrul ăsta. Ce, dar nu puteți să faceți pe canalele noastre? Zice, păi urmează să plece Virgil Măgureanu la Moscova. Deci cel care a mers la Moscova a fost Virgil Măgureanu și care a discutat cu șeful KGB-ului. Uite, tu acum ca o declarație a lui Petre Roman. Da, în sfârșit, spune exact cum după știi. Care, da, după care, generalul Caraman n-a mai avut niciun răspuns clar a ceea ce s-a întâmplat. Ulterior, la o întâlnire cu Petre Roman, a întrebat cum a rămas cu problema sovieticilor din România. Și Petre Roman i-a răspuns foarte succint, foarte laconic, s-a rezolvat. Deci, mai mult de atât, altă implicare... Nu a existat. Domnul Petre Roman și-a publicat și o carte de memorii în care relatează episodul și în același sens mi-a spus și domnul Voican Voiculescu. Deci informația a plecat de la generalul Caraman că există astfel de oameni. Da, da, au fost, dar nu el a rezolvat. Nu el a rezolvat, da. Deci asta... Ceea ce oarecum este și firesc, pentru că era o problemă care ținea de scoata națională, deci problemă internă, nu era ceva care se ține de spionaj. Era problema SRI-ului asta. Ținea de contraspionajul românesc, prezența acestor oameni pe teritoriul României. Da, clar, da. Hei, Mirel, mai întreabă tu până caut eu... A, tu cauți declarația asta. Zice, te-am găsit-o. Sovieticii participaseră, e declarația lui Gelu Voican Voiculescu, pe care a făcut-o într-o emisiune pe care am avut-o împreună cu el în iunie 2021 în acest podcast. Sovieticii participaseră mai mult sau mai puțin vizibil la Revoluție. Am fost prezent în gara de protocol când au plecat. Primele date despre prezența trupelor sovietice au apărut în raportul lui Sergiu Nicolaescu, este cel din referitor la Comisia de Anchetare a Evenimentelor din decembrie. Se vorbea de o cifră de 67.000 de persoane. Ulterior și Comisia Gabrielescu, cel de la PNC, care a preluat anchetarea evenimentelor din decembrie, a menținut prezența acestor trupe la această cifră. A existat și un raport al SRI-ului neterminat pe care l-am publicat. Un raport care, între timp, nu prea mai este recunoscut de instituție. Nu e asumat. În toamna lui 1990... Petre Roman, deci nu e 91-90. Petre Roman a făcut demersuri. Au fost îmbarcați într-o garnitură de tren, i-am văzut cu ochii mei plecând, eram senator în acel moment. Pe timpul Revoluției a acționat această rețea, nu au primit ordinele pe care le așteptau, au avut o prezență pasivă, dar există criteriul calibrelor. Nu știu acum ce vrea să spună. Deci, în sfârșit... Da, vă spun... Aici sunt... Repet, mie mi se pare... neverosimilă toată situația asta. I-am spus și domnului Caraman acest lucru. Deci nu cred că Uniunea Sovietică își putea permite să imobilizeze pe teritoriul României efective de dimensiunea asta. Dar adică... avem cel puțin doi oameni, un fost prim-ministru și un fost membru al guvernului, că a fost viceprim-ministru și la un moment ăla era consilierul lui Petre Roman. Gelu Voican Voiculescu nu mai era viceprim-ministru, care spun lucrul ăsta. Acum...
Sunt lucruri pe care le afirmă sub semnătură. Domnul colonel, fost colonel SRI, sintezist Tudor Păcuraru, care e colegul nostru, scrie la noi în evenimentul zilei și în evenimentul istoric, spune că aceste efective au fost păstrate în România în vederea unei schimbări în Uniunea Sovietică, în vederea puciului de la Moscova. Da, e mai mult o speculație. E o speculație, este o speculație. Sau dacă vrei o variantă analitică. O variantă analitică. Condiții în care România ar fi trebuit să revină în sfera de influență a Uniunii Sovietice. Bun, în fine, sunt ipoteze. Da, se ridică întrebări conexe. Unde cazezi un număr atât de mare de oameni? Cum îi alimentezi? Da, așa este, sigur că cum îi legendezi? Detaliile alea care dau peste cap orice plan, măresc. Da. Și mai e încă ceva. În carte, dacă o să vă uitați... Uite, mă scuzi. Da. Apropo de cine a zis ce a zis. Deci, într-o emisiune la Antena 3, din data de 17 decembrie 2019, Petre Roman a spus așa. În octombrie 1990, generalul Caraman, care era șeful Centrului de Informații Externe și în care eu aveam mare încredere, era un profesionist desăvârșit, mi-a spus că pe teritoriul României se află aproape 20.000 de agenți sovietici. Aștia ne făceau probleme, mai ales că ne aflam într-o tranziție dificilă de la sistemul comunist la economia de piață. L-am crezut pe generalul Caraman și am luat legătura cu ambasadorul sovietic, am găsit înțelegere și am scăpat de celebrii turiști. Da. Da, deci vedeți, se confirmă ce vă spuneam, că l-a informat și că el s-a ocupat, adică domnul Petre Roman s-a ocupat de aspectul ăsta. Dar, dacă o să vă uitați în carte, ca asta vreau să spun, acolo m-am documentat și asupra efectivelor pe care le aveau Spetsnazul, trupele Alfa, deci tot ce înseamnă unități speciale sovietice la vremea respectivă. Ele nu erau atât de uriașe. Deci nici nu aveau nevoie. Stați puțin că 20 de mii nici nu cred că aveau atât Spetsnaz în USS. Deci, în toată Rusia, nu știu, deci cifra mi se pare foarte mare. Da. Dacă de câteva parte, sute, da. Poate înțelegi. Câteva sute, dar să imobilizezi forțe importante în România. România nu era la vremea respectivă. Atunci să așteptăm cu încredere deschiderea arhivelor sovietice. Exact. Da? Acolo e baza. Da. Și sigur o să aflăm adevărul. Eu mi-am cam epuizat, ca să zic așa, agenda. Mirel? Ce puteți spune? Asta vreau să vă întreb. S-a văzut că rolul Serviciului de Informații Externe după 1989 s-a diluat. Astăzi, ce rol mai are? Nu știu, acum, ocupându-mă cu probleme de istorie, mi-e greu să mă pronunț asupra prezentului. Da, ați observat o anumită dinamică, clar. Acum putem să speculăm pe marginea acestor lucruri, pentru că, până la urmă, serviciile sunt secrete, tocmai ca să nu știm despre ele. Așa cum se spune în general, despre ele aflăm doar în momentul când au eșecuri. Succesele trebuie să rămână secrete, confidențiale. Ministrul de Externe ne-a spus că habar n-a avut de povestea cu canalul Băstruie. Acum putem să-l credem pe ministrul de Externe sau putem să întrebăm pe cineva, un șeful SIE, de exemplu, nu? Dacă serviciul a informat acest lucru. Pentru că, altminteri, nu cred că domnul Ion Iliescu era singurul personaj politic care nu deschidea plicurile cu informările venite de la servicii. Spionaj industrial, nu văd de ce s-ar mai face, că pe cine să ajute? SRL-uri să ducă planuri de nu știu ce invenții extraordinare? Paliat, nici vorbă, noile țări frățești, nici vorbă. Totuși, cu ce se mai ocupă? E greu de spus. Probabil că trebuie să întrebăm pe cineva din interior sau să ne mulțumim cu ce a apărut în presă, de exemplu, cu eliberarea unor ostateci din Irak, nu? Sau cu lucruri de genul ăsta. Da, cu firarea unor interlopi, apropo de episoade rușinoase din istoria serviciilor, mi-amintesc că în anii 90, la un moment dat, un echipaj de filaj al Serviciului de Informații Externe a fost blocat într-o mahala bucureșteană de mașinile unor interlopi. Era Nicu Gheară, ce... Dar nu mai are ce Nicu Gheară. Da. Înțeleg că e și bătut. Deci, au existat și episoade jenante. Rămâne să vedem. Peste 20-30 de ani poate vom afla cu ce se ocupau serviciile românești. Peste 20-30 de ani o să avem atâta inteligență artificială că o să se nici nu să mai știm ce întrebări să punem. Punem punct aici emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și eu. A fost
Cred că v-a plăcut, sper că v-a plăcut. Intră în ciclul emisiunilor pe care vrem să le facem și care au legătură cu cărți, cu istorie, cu lucruri pe care poate le-ați auzit mai puțin. Și fără maneliști. Și dacă se poate, da, fără o muzică de fundal care să ne aducă aminte de Istanbul. Vă mulțumim foarte mult, să aveți un weekend plăcut. Dumnezeu să ne găsească Doamne cu ajută. Bine și săptămâna viitoare. Da, mă. Thank you.